Bună ziua, prieteni, astăzi dacă n-am gătit nimic, am fost la mama, am mâncat acolo, n-am făcut nimic, nicio mâncărică în casă și am zis, na, să facem o ciorbiță de asta, de găină bio, mai avem acolo un ladăn, o scosesc de asară, fac bucățele mai mici, așa, și facem o sutiță, așa, cum zice Cătălin, cum îi zicea leul alea, pere? Care? Care făceam eu gălușele alea din nou. Lămâi. Lămâi, da, îi zicea. Facem o ciorbiță așa, că el nu este acasă, bucătarul a fost plecat la Oradia și acum ne-am primit la un telefon. Ce ai zis? La Oradia. Da. Și am primit un telefon și ne-a zis că e pe drum, că vine acasă. Și noi am zis să-l surprindem și noi cu ceva bun. Îl surprinde cu o ciorbă. Cu o supiță. Mă, Leut, știi că el e foarte bucuros când găsește o supiță. Cred că o să sară sus de bucurie dacă o să vadă o ciorbă. Da. Leuțu, omul chiar se bucură dacă găsește de la soție acasă o mâncărică. Deci vine de la Oradia și... Și surpriză, o ciorbă. Surpriză, ce vrei să fac? Uite, cu cărnița asta, nu mult așa. Punem și o ceapă, o punem întreagă. Un morcov. Am mai plecat și el de acasă, toată ziua acasă, s-a plictisit și el, mai umbră și el în țară, mai... S-a dus și el pe acolo, pe la prietenii lui. Eu tai cu cuțitul ăsta curăț, că eu știu că eu nu pot să fac cu ăla, Leo. Da. Cu ce faceți voi cu curățătorul ăla. Voi, prieteni, ce ați mai gătit? Ce ați mai pregătit? Noi cam de două zile, eu și cu Leuțu, n-am mai pregătit nimic. Ne-am fript așa, cărniță, mai omlete, mai ele și n-am mai făcut mâncare. Dacă nu e bucătarul acasă, noi nu facem mâncare. Noi nu facem mâncare, mâncăm cartofi prăjiți. Mâncăm așa, o mâncare ușoară, nu mai facem mâncăruri când nu e el acasă. Dar e rău, cine să mănâncă? Am mai fost și ieri la mama, am mâncat și ieri acolo și astăzi. Am venit seara, târziu aseară de la mama de acolo. Doar că ne făcurăm focul și direct în pat. Am stat în pat eu și cu Leuț. Dar astăzi ne-am dus iar la ei. Aia mică e bolnavioară, a avut aseară temperatură, dar e curge năsucul. I-au luat medicamente, tratament acasă. Leuțul e tare drag de aia mică. Toată ziua el ar sta numai acolo. Din cauza ei, că e drag de ea. Aia spăl morcovii după ce le tai, le pun în castronaș și pun la oală. Hai, Leo, să facem un palim, să vezi ce se bucură bucătarul cu ciorbița asta mea cu lămâile. Da. Hai să vedem. Lasă că o să vină eu și o să iau interviu. Dacă e bucuros sau nu. E cam rece afară, dar când e căldură, când sunt mai dezbrăcați, când așa și uite că am răcit toți. Toți parcă suntem așa amețiți cu vremea asta răciți. Da. Și Leuțu tot ca la fel. Și mie curge. Îmi scurge nasul, am văzut. Să-ți iau pastilele, o să mă duc la farmacie. Da. Adică cu ce să ne ducem, că dacă bucătarul mi-a luat mașina, eu n-am cu ce să... De ieri ne-am dus pe jos până la mama. Astăzi tot așa ne-am dus pe jos, ne-a dus tata după aia cu mașina. De două zile eu și cu Leuțu umblăm numai pe jos, ne ducem pe la mama, venim. A, bineînțeles, mai ne plimbăm, da?
că nu... A început activitatea noastră de zi cu zi. Cu lămâile. Are semințe, ouă. Mă, Leuciu, nu m-am adus să fac unghia. Ia, ia, unghia aia să mai... Ruptă, uite, nici nu mai dă de cap. Ce vrei? Trebuie să o sunăm pe fata asta, pe el, lasă, să mă duc să fac programare, să repar unghia asta. Păi da. Dacă eu am tăiat găinile și am băgat mâna și când am tras, am luat și tomberonul când era rece și mi-a dat unghia peste cap. Am tras de tomberon. Adăugăm făină. Și a început malaxul. Mă, ce galbene sunt ouăle ăștia, Leo. Uite, Leo, cât sunt de galbene. Să batem bine așa, ca să mai punem făină până se face mai groasă așa ăsta pentru ca să pot să iau cu lingura să pun în ciorbă ca să... cred că ați văzut, prieteni, de multe ori cum am făcut ăștia găluștele ăștia. Am început cu prieteni. E puțin așa minguriță și să fac așa la mâini. Mă, nici nu mai mișca camera, când colo. Amețăși lumea. Știu, lumea. Apoi glume de ăștia tot timpul la vlogul tău să amețăște lumea. Lumea și eu cu prietenii mei. Glumește frumos, nu așa, să le amețești. De cum ai văzut că mă mișcăm așa cu plică? Văzui că băgai și încolo. Dacă nu te-am vertizez eu, atunci cine? Păi nu, că nu făceam că așa continuare. Văzui, e făcut de 2-3 ori. Da. Aia contează, că le deranjează la ochi. Am văzut și eu într-o zi un vlog de-al tău și... Mi-a zis încet, așa cum făceai tu înainte și... Nu mai ai răbdare, sincer să spun. Nu mai zi așa, nu mai ai răbdare. Trebuie să filmăm pentru prietenii noștri care ne iubesc. Da, da. Și care ne urmăresc. Îmi trebuie și mie un tripied mai bun în astea. Da. Un stabilizator, un aia, o și cameră. O cameră. Ce facem noi așa? Lasă să mai înveți, să mai facem și noi bani așa, cum vrei, prea dintr-o dată. Așa să facem, încet, încet. Nimeni, nici Dumnezeu nu a făcut pământul dintr-o dată. Mm.
Acum ne punem să mâncăm, prieteni. Uite ce ciorbiță i-am pregătit eu aici, al bucătare. Cine crede să are? Domnul bucătare, fericit de ciorbiță. Salutare, da. Cătăline, i-am zis, stai să vezi ce fericit e cu ciorbița. Și zice el, eu nu cred că tata e fericit cu o ciorbă. Pentru că știe ce face lui lămâile. Lămâi. Ne-a adus și el lebăr. Ne-a adus și el zmântână. Cum se zic la astea, că am uitat. Zvârli din alea, cum zice. Roșii, salam, rânză ne-a adus. Uite ce e aici, ce ciorbiță. Da. Rânză tot de la noi. Smântână. I-am pus eu în mașină, dar n-am mâncat, o adus înapoi. Zic să ai bacul, ajunge târziu la hotel, zic, mai mănâncă și el. Să mai arăt ceva la prieteni ce mi-a adus. Ce mi-a adus acolo? Nuci în căciulă, prieteni, așa ceva n-am mai văzut. Da, unde se golește, am văzut la în căciulă. Da. Căciula plină de nuci. Mamă, ce șor, am mai avut aia o de găină și o bucată și ce mai am văzut pe acolo și o făcut ciorbiță așa, am văzut. Să găsesc și un șorbă, dacă... Leu, tu mănânci, mamă? Da. Să apuc de numai simplă, așa, fără cărniță. Uite ce mai am cătă pentru tine. Jumate de ardei. Dar vezi că e bine. Bun. Hai să mai pun aici șorbă. Mamă, ce idee! Ce idee? Eu îți vrei numai de ăștia. Uite ciorbița ta cum arată. Arată bestial. Am oprit în Târgu Jiu și toată lumea e panicată de cutremur. Dar nu-i n-am mai fost cu tremurul. Noaptea dorm în mașină, stau afară la porfa. Auzi că s-a crăpat jumate de casă la un om acolo. Doamne ferește, rău. De la aia, de la cutremurii s-a crăpat casa pe jumate. Nu doream, am oprit la o cafenea. Și ți-a povestit, doamne? Și s-a uitat femeia de acolo, de la bar. La mine n-am mai fost cu tremurii și astea. Am întrebat eu ceva, doamne, am zis repede că era gata să închide. Zice ea, nu mai închide. Mă duc acasă, nu pot să dorm, nu pot să stau liniștită. Și stau afară. Fac foc și stau cu vecinii de vorbă. Mi-a zis pe mine. Așa stau afară? Mai bine stau la aici, la magazin, la bir, mai vând, mai fac, mai stă lumea. Doamne. S-a speriat, dacă a fost cu tremurul mai... Auzi că într-o noapte a fost 100... Nu mai știu cât. De cutremure, dar auzi mici. Că te iute. Da, e foarte bine. În noaptea aia, tati. Leu, tu pune și tu trepiedul pe masă și mănâncă și tu. Deci, prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog. Ne-am pregătit ciorba al domnul bucătarul. L-am așteptat cu o ciorbă. Ce ceva scuze, prieteni, am venit flămând de pe drum, mai ales ciorba asta e bestială. Da. Chiar ne bucurăm, Cătăline, că îți place foarte mult. Doamne ajută și numai bine, prieteni. La revedere!